Bună seara, dragii mei! Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să fac alături de dumneavoastră vărzări, pentru că este încă perioada postului. Vărzări, dar nu cu aluat ospit. Vă voi lăsa rețeta în descrierea acestui videoclip. Rețeta cu aluat de ospit de post. Vom face cu foi pentru plăcinte, subțiri. Acest sortiment l-am cumpărat de la Lidl. Și, bineînțeles, pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. O vărzucă de 1 kg, aproximativ 80 ml de ulei, o linguriță cu vârf de piper, o linguriță cu vârf de boia dulce, foi pentru plăcinte un pachet și o tavă în care vom pune hârtie de copt, un penson pentru uns cu ulei foile și, bineînțeles, o tigaie în care vom căli această varză murată. Eu vreau să fac vărzările cu varză murată. Ies mult mai gustoase și vreau să o fac și puțin condimentată. Să fie foarte bune pentru această perioadă a iernii. Haideți să le facem împreună. Pentru început vom tăia foarte mărunt varza. Vom încinge 4-5 linguri de ulei într-o tigaie și o vom căli foarte bine. O tăiem foarte mărunt, cam așa de mărunt. Uitați cum trebuie să arate. Mărunt, mărunt. Nu vrem să ne necăm cu ea. O tăiem pe toată și o punem la călit. Am pus-o la călit, tăiată mărunt. O călim așa, aproximativ 15-20 de minute, până se face aurie. Vom adăuga piper, boia dulce. Piperul îi dă o culoare, boiaua îi dă o culoare frumoasă. Amestecăm din când în când, are ulei. Ulei puneți după preferințe. Puteți să puneți 50 de ml, 4-5 linguri mărișoare sau chiar mai puțin, dar trebuie să se călească, să fie gustoasă. Am uitat să vă spun că varza trebuie lăsată la desărat o noapte întreagă. O lăsați într-un vas cu apă. Ia uitați cum arată varza călită, este semi-transparentă, translucidă așa puțin, nu vă spun ce bună este. Bună de mine să o mănânc goală, este picantă, acrișoară, gustul acela bun de boia, am desfăcut pachetul de foi și vom pune așa aproximativ 2-3 linguri maximum, hai să spunem 2 și încă puțin, nu foarte multă umplutură. Avem pregătit câte 2 foi, da? Rulăm ușor. Nu vă recomand aluatul, foile subțiri congelate, pentru că sunt casante. Eu le-am ținut la decongelat, dar au devenit ciudățele. V-am spus eu care este marca mea preferată de foi, de plăcintă. O să spun, fără niciun fel de problemă, pentru că nu sunt, eu nu am videoclipuri sponsorizate pe canalul meu. Foile de plăcintă preferate sunt cele de la Morărița. Sunt cele mai bune. Pot să le congelez și un an de zile că nu se casează. Sunt elastice, sunt foarte bune. Ia uitați, am dat cu puțin ulei. Le vom pune în tavă. Deci trebuie să facem niște rulouri subțirele, finuțe, neapărat date cu ulei, ca să devină foile rumene și mult mai gustoase. Nu punem foarte multă varză, v-am spus, aproximativ
două linguri și jumătate. Depinde de ce măsuri aveți dumneavoastră. Le vom rula ușor, mărunțel, micuțe, 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 subțiri, niște rulouri subțiri, din două foi. Le dăm cu ulei. Și le punem în tavă. Și facem așa până la final. Punem la copt, la temperatura de 180 de grade, aproximativ 15-20 de minute, nu mai mult. Se rumenesc foarte repede, mai ales dacă cuptorul este preîncălzit. Revenim cu produsul la final. Cam așa trebuie să arate rumene. Am scos un rulou ca să-l vedeți. Foarte fragede. Ia uitați. Încă este fierbinte, trebuie lăsată să se răcească și să o savurați cu mare drag. Poftă bună, dragii mei!